Păi anul viitor, vedeți. Păi nu mai are ce să râgă Clara. Ce nu mai râgă piatra, ce să râgă Clara, că e pe multul loc. Nu o să bage piatra să... Să bage piatra să toarnă în sol. Bagă în jos, la nivelul șanțului. Cât a turnat nici până curul așa, 3 metri. Băi, e frus acum. Băi, e bun, dacă merge cu ăla, dar e bun. Vor să boteze? Dacă nu știe. Știu eu. Ai nu înțelege, păi dacă așa e, lege. Cine prece dimineața? Să trăiți, să trăiați. Ne spune și nouă ce s-a întâmplat și cum s-a rezolvat de fapt situația. Bun, a fost sesizată o reclamație cu privire la faptul că nu mai găsești ampila de control la secție de votare. În urma verificărilor făcute s-ar fi constatat că femeia de servici ar fi aruncat-o în sobă. Așa ar fi fost împachetată într-o hârtie, s-a făcut curățenie și că ar fi fost aruncată în sobă din greșeală. Organele de poliție fac verificări și urmează să ne comunice rezultatele. Mulțumesc mult, dar noi am înțeles că președinta ar fi făcut focul, ar fi făcut lucrul ăsta. Astea sunt aspectele care ni s-au dus nou la cunoștință, poliția urmează să elucideze aspectele. Am mulțumesc. Gata, spuneți despre situație, ce s-a întâmplat și cum s-a rezolvat. Da, în legătură cu incidentul întâmplat la secția de votare 107, Chițeasca, vă pot spune că deja problema s-a rezolvat. Din neatenția comisiei de votare, prima ștampilă a fost introdusă în sobă, a ars, și prin demersurile făcute de către mine și comisia de votare la biroul electoral și la prefectură. Am primit o nouă ștampilă la ora 10:35 și în continuare procesul de votare se desfășoară cu rezerve. Dumneavoastră luați loc. Așa și continuați acum. Deci vine fiecare să adresează luați la vicepreședinte. Spuneți, doamnă, mă rog, cum s-a întâmplat. Spuneți câteva cuvinte cum s-a întâmplat, doamnă. Că nu e, s-a remediat, nu s-a întâmplat nimic, am văzut că s-a făcut anchetă, s-a terminat, s-a... Ce nu s-a întâmplat nimic? Câteva cuvinte, vă rog. Am înțeles că a fost într-o hârtiuță și s-au luat ambalajele să facă focul, nu? Nu să facă focul, să facem ordine. Erau mai multe hârtiuțe și de la Figinii, de Rusesem, și erau mai multe hârtii care nu le trebuiau aici. Am înțeles. Și era și ștampila care rămăsese, era prea murdar, prea dătuș. Și ați băgat într-o hârtie. Să o punem într-o hârtie. Am înțeles, după aceea am scos-o de acolo ca să o arăt, am numărat din nou ca să o arăt că e acolo și am pus-o pe masă. Și când să fac ordine, le-am aruncat cu toate. Pe toate. Nu mi-am mai dat seama că ești ampil acolo. Nu, 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 nu
Spuneați că așa s-a hotărât, nu? Ca într-un spațiu să fie ambele urne. Da. S-a raportat, se știe, la biroul electoral județean sau la cele două birouri, la prefectură, la primărie, da, tot. Păi sunt câteva... S-au căzut de acord. Da, s-au căzut de acord pentru... Să fie în aceeași sală, și referendumul și europarlamentare. E un caz izolat și de aia vă întreb. Adică de știu că erau în mai multe... Asta după aia s-au luat măsuri? Au spus că nu avem spațiu pentru desfășurarea deci două săli de clasă. Și atunci au spus că sunt de acord pentru... Deci desfășoară într-o singură sală. Liniște s-a făcut. De ce? Să nu strigăm fotografia. Să nu strigăm, da. Să nu strigăm poza. Copiii sau rudele astea să nu influențeze autoritățile, că atunci e cu dus întors. Nu știu. Ca dumneavoastră primarul... Nu știu că mai mulți din dăștia. E băiat de treabă? E. E cadrul didactic, e... Eu știu. Mai întâi facem o declarație pentru că putem pe care. Sau de la Cărbumare, hala cu Gherghina.